Extrem green. Wow! Ce faceți voi? Nu știu exact cum se aude, n-am reușit încă să fac testul de sunet, deci ăsta va fi un test. Un dublu test. Am cu mine o Honda CBR 1000 Fireblade din 2008. Când aveam CBR-ul de 900 din 94, visam la modelul ăsta, dar din păcate nu mi l-am putut permite. Păi e o motocicletă foarte faină, îmi place tare mult de ea. Arată bestial. Dacă ați văzut filmul How to Train Your Dragon, dragonul ăla negru, Midnight Fury sau Fury, exact fața lui ăla o are, din punctul meu de vedere. Adică așa o văd eu când mă uit la ea. E o motocicletă foarte faină. Testul de a doua, 202, dar cred că mai mergea un pic, deci... În momentul în care mergi cu ea, o simți foarte ușor, deci efectiv foarte ușor. Înclin și fără mânere, deci e bestială. Bine, și cu Kawasaki eu mă înclin fără să țin mâna pe ghidon. Bravo! Tobă, nu, probabil că și din cauza aia nu o să mă auziți. Are o tobă race, are cauciuc de 200 pe spate, deși de fabrică e de 190. Levierele astea sunt schimbate. Are protecții pentru capacele laterale de la motor, are crash pad-uri. Din păcate Vlad odată a scăpat-o pe jos și un pic s-a răzgâriat. Aia era poliția decât Deci 205 în a doua. Mi se pare ok. Mi se pare ok. Hai să vedem și a șasea. Vedem cât de încet putem să o facem să meargă. Treizeci. 25. Un pic de vibrație. Mâna în gaz. Da, e ok. E ok, e o motocicletă japoneză. Mă gândesc că și a întâia merge până undeva la 170, a doua în zona între 200 și 210. Pornește destul de bine în a șasea de la 25 de km pe oră. Ok, hai să vedem frâna în spate. Altă poliție. Se simte foarte ușor, dar asta poate se datorează și cauciucului de 200 pe spate, care îți dă așa un fel de stânga-dreapta, mișcare stânga-dreapta mult mai fină, mai lină. Poziția, poți să stai pe spate, dar în momentul în care vrei să te înclini pentru curbă, parcă un pic... Da. Probabil că ar fi mai confortabil să te dai mai în față. Dar cred că dacă vrei să te bagi, să te aperi de avânt și să iei poziția aia tipică de mers cu viteză, care e ceva de genul așa. Da, nu pot să stau. Nu pot să stau cum trebuie, pentru că toba asta foarte scurtă e chiar în dreptul scăriței cumva și stai cu piciorul cumva pe tobă, ceea ce nu prea place. În 240 pe vântul ăsta infernal. Dar, all in all, mi se pare o experiență foarte faină de condus. Ar trebui undeva să întorc. Deci unde să întorc, unde să întorc, unde să întorc. Lăsăm mașinile să treacă. Ideea, poziția un pic te împinge în față, spre tank. Cam așa, cam cum e și la Kawasaki-ul meu. Deci, sunt obișnuit să se întâmple chestia asta. Diferența este că tankul aici e mult mai lin, așa cumva. Hai să vedem, pot să mă ridic în picioare pe ea. Hai să trecem de cursa aia și să băgăm a patra și vedem. Da, hai să băgăm a doua, că e mai bine la curbă cu a doua. Luăm o poziție. Foarte fain. Foarte fain. E o motocicletă foarte bună. Pentru mine sunetul ăsta e un pic cam prea mult. Adică mie nu-mi plac sunetele tari. Aș fi preferat, nu neapărat toba lui stock, dar un Akrapovic care să fie mai lung și să absoarbă din sunetele alea. Foarte. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Ok, dacă se întâmplă din greșeală să intrați în neutru, trebuie să opriți motorul. Și după aceea să reporniți. Nu știu dacă asta a fost o intrare neutru de la ea sau a fost din cauza că eram în a doua și cum am tot tras tare, am lovit cu vârful piciorului pedala. E foarte ușor să te duci în jos, mai ales că ambreiajul prinde sus, chiar sus. E bine când testați un motor să exagerați pozițiile de înclinare, pentru că puteți vedea cum reacționează, cum reacționați voi, care e poziția, cum puteți sta și cum reacționează el. Pentru că în funcție de cum e roata spate, s-ar putea să aibă o altă, nu știu, traiectorie de drum sau tot felul de alte reacții la pozițiile astea exagerate de înclinare. Și Îmi place să mă dau fără mâini. Cum ziceam, asta a fost o poziție exagerată de înclinare și pentru că a fost exagerată, am trecut de axul drumului. E o chestie cu care trebuie să te obișnuiești, pentru că în momentul în care ai conduce tu în viața de zi cu zi motorul ăsta, ar trebui să știi ca până unde merge normal, până unde iese pe dincolo. La viteză mare deja se aude așa de tare toba și vântul, încât efectiv nu mai poți să vorbești nimica. Asta e problema. Chiar și după atâția ani și 25 de kilometri, cutia de viteză e atât de fină, atât de ușor intră. Extraordinar, extraordinar. Era să dau cu el pe jos. Deci, cam asta a fost. Foarte fain merge. Cam asta a fost Team Green. Mersi tare mult că v-ați uitat. Adică sper că vă uitați. Asta e o curbă foarte nesimțită pentru că se închide. #oedipFireblade, Kawasaki, Seme, Bike Life, Omnia, Nihil. N-am verificat camera dacă mai are muște sau nu. Aia, mă rog. N-ai cum să faci un motovlog fără să nu ai muște pe cameră, adică când te dai cu motorul ăsta e side effect-ul la care toată lumea ar trebui să se aștepte, adică nu știu care e marea problemă. Într-adevăr, pe un video, dacă îți apare o muscă undeva, na, e cam ciudat, dar n-avem ce face, asta este. Un post-scriptum, aseară a avut Nubian un primul live. Oricum, felicitări pentru live, Nubian. Dar eu vreau doar să le mulțumesc că m-au chemat și pe mine în conferința lor, sau mă rog, nu știu cum să-i zic. M-au chemat și pe mine la discuții cu ei, live. Naked, mersi mult că m-ai adăugat pe acolo, pe la voi, prin Discord. Și sper să mai fac chestii de genul ăsta cu ei, dar nu știu când o să fac. Și depinde și dacă sunt eu online în momentul ăla, pentru că de multe ori nu sunt, sau mă rog, s-au plecat. Dar și telefonul meu ăsta mai nou, de fapt cel mai vechi, Note-ul, poate să susțină un Discord. Da. Deci asta a fost pentru astăzi. Eu mă bucur că m-am dat, mă bucur foarte mult că m-am dat cu motorul ăsta, pentru că e un motor la care am visat de mult. E un motor care îmi place foarte mult. Nu știu dacă vreodată mi-aș lua. Acum că, vorba aia, am intrat în Team Green, în familia, îmi place cum zic, tot e familie, știi? În familia Kawasaki. Dar e o experiență foarte faină, motorul ăsta e o experiență foarte faină, arată foarte bine, merge foarte bine. Și dacă sunt dintre voi cu posibilități, pentru că unul costă destul de mult, probabil undeva între 4 și 5.000, nu știu exact, nu o luați ad literam chiar, dar undeva în zona aia ar trebui să fie prețul, la un 2008. Se merită să luați. Honda este o motocicletă foarte fiabilă, este o motocicletă care te ajută foarte mult, nu te stresează, te ajută. Asta e, ăsta e cel mai bun cuvânt. Honda te ajută. Este foarte user friendly, așa se numește. Și foarte fiabilă. Astea sunt niște puncte importante pentru cei care vreți să vă luați motor. În video următor probabil o să fie despre experiența cu Italia. Am fost până la urmă în Italia. Era să nu mă duc, dar asta e. Și o să discutăm despre joburi, despre idei preconcepute, despre nu știu, relocat din țară, despre multe chestii, probabil. Nu știu exact câte o să încapă în filmulețul ăla, dar nu e ca și când nu v-am obișnuit cu filmulețe mai lungi și pentru că de multă vreme n-am mai postat, poate e ok să le fac acum un pic mai lungi.